Baltagul de Mihail Sadoveanu. Capitolul 6. Noaptea aceea a privegheat într-o odăiță de sub stăreție, după ce a stat multă vreme de vorbă cu femei venite din locuri depărtate. Într-un târziu, ele s-au dus la culcușurile lor. A intrat Gheorghiță și s-a lăsat într-un cot pe o lăicioară. A adormit îndată, parcă ar fi trecut spre alt tărâm, într-o împărăție fericită. Ea rămase singură sub candelă și sub icoane, gândindu-se ațintit ce are de făcut a doua zi. I se părea lucrul cel mai greu, să găsească anume uliță dintre atâtea de multe și pe acea anume uliță anume casă cu mai multe rânduri. În toate odăile șed la mese oameni cu condeele după ureche și scriu, iar într-anume odaie șade cel care e mai mare, primar, ori prefect, ori polițai. Se uită încruntat și gras și bărbos. Tot își scoate ciubucul din gură și răcnește la cei mai mici. Când îl aud, cei de prin odăi pleacă fruntea și scriu mai harnic, trăgând cu coada ochiului unul la altul și făcându-și semne. Acolo vrea să zică e stăpânirea împărătească. Și așa în toate târgurile sunt slujbași, primari, prefecți și polițai, până la București. Și la București stă pe tron regele și dă porunci tuturora. Bun lucru neapărat să fie asemenea rânduială, toate să se facă după poruncă și să se scrie ce s-a făcut. Așa se cunoaște prin târguri cine cumpără vite și cine vinde, și care încotro se duce. La Dorna de asemenea. Nu-i ca în sus pe Tarcău, unde oamenii trăiesc cum au apucat și cum îi taie capul. Dacă făptuiește unul o poznă ori o moarte de om, se duce prin stâncile munților și se hrănește cu zmeură ca urșii până ce la lungă la vale iarna. Atunci îl prind oamenii, îl leagă și îl dau pe mâna stăpânirii de vale. Adevărat că până la năcazul acesta care s-a abătut asupra casei ei, nici nu i-a păsat și n-a avut nevoie de niciun fel de slujbaș al măriei sale. Și-a văzut de gospodărie și de oi. A vândut brânză, a dat în mâna perceptorului vama și birul. Și atât. Și chiar asta era mai mult treaba omului. Nechifor Lipan le cunoștea pe toate și știa oricând la ce uși să bată și la ce slujbaș să se înfățișeze, căci el umbla din tinerețe în țara cealaltă de devale. Ea însă, ca o femeie, rămăsese în sălbăticie. O ajungea mintea ce are de făcut, însă față de o lume necunoscută, pășea cu oarecare sfială. După răsăritul soarelui, a doua zi, a fost în piatra. Târgul îl mai văzuse la iarmaroace, însă îl știa dinspre alte părți, a îmbulzelilor de lume, a petrecerilor, a crâșmelor unde-i băteliștea muntenilor. Poposi cu flăcăul la un han știut. A poftit carne friptă la grătar și pâine albă și a băut o garafă de vin. Cum a deschis gura să întrebe, Vitoria a aflat îndată unde poate găsi pe domnul prefect. Asupra unei trebi care s-a petrecut în afară de târg, în hotarele ținutului, numai prefectul are putere. A lăsat Sania cu flăcăul la han și s-a dus singură. A nimerit. Dacă ai gură să întrebi, nimerești ori și unde. A găsit o casă mare și frumoasă cu mai multe rânduri. S-a simțit îndată cu inima liniștită când a văzut umblând pe acolo oameni îmbrăcați ca și prin părțile ei. I-a întrebat. I-au spus că acolo sunt și judecătoriile unde se judecă pricinile. Și acestea le știa de la Nechifor Lipan, dar se apropia întâia oară de ele. S-a suit sus la rândul al doilea, pe trepte largi. A întrebat-o un aprod bătrân pe cine caută. Caută pe domnul prefect. Tare bine, să aștepte până ce i-a venit rândul. Așteaptă. Își face socoteală în minte cum să spuie, cu vorbe mai potrivite, întâmplarea. I se înnegurează privirile când intră într-o odaie frumoasă și scumpă. Prefectul nu-i nici bărbos, nici nu fumează din ciubuc, nu-i nici încruntat. E un bărbat tânăr, cu obrazul ras, cu părul scurt, pieptănat în două părți, cu straie cernite. Dar zâmbește, căci n-are grijile ei. Fără a se mișca din locul lui, se uită la munteancă. Își potrivise în grabă casânca de matasă, își lepădase cojocul. Nu mai era tânără,
dar avea o frumusețe neobișnuită în privire. Ochii îi luceau ca într-o ușoară ceață, în dosul genelor lungi și răsfrânte încârligașe. Simțindu-se admirată, femeia își regăsi îndată înfățișarea pe care o avea când se uita în oglindă, cu o lumină abia simțită de râs. "Despre ce-i vorba, nevastă? Ce vânt te aduce?" întrebă omul stăpânirii. Se juca privind-o cu un cuțit de os. "Nu mă aduce vânt bun, domnule prefect. Mi-a plecat soțul de acasă acum 73 de zile și încă nu s-a întors. S-a dus la Dorna după niște oi. Nu mi-a scris, n-am aflat știre de la nimeni. Stau așa, îl aștept și nu mai vine." "De 73 de zile? E cu putință? S-a dus să cumpere oi? Avea bani?" "Avea, ca să plătească ciobanilor de la Rarău." "Și n-a dat niciun semn?" "Niciunul." "Atunci l-au predat hoții și l-au răpus." "Alta nu poate fi," șopti Munteanca, lovită în inimă. "Așa îmi arată și visul pe care l-am într-una." "S-ar putea să fie și altceva." "Într-adevăr, poate să se fi oprit la o casă străină. Acum aș dori să fie asta." Prefectul clătină din cap, privind-o puțin tel pieziș. Avea un spasm de plâns pe care îl înghiți îndată. Cu un deget lepădă pe rând lacrimile din ochi. "Trebuie să dau ordin ca să se cerceteze," vorbi el cu bunăvoință. "Să-mi faci o plângere și să-mi o aduci." Femeia dădu din cap de sus în jos. "Ai înțeles?" "Am înțeles." "Să pui pe un slujbaș de aici ori pe un avocat să ți-o scrie, să-i lipești timbru și să-mi o aduci ca să scriu pe dânsa rezoluția." Munteanca iar dădu din cap. "Ai înțeles?" "Am înțeles." "Nu fi prea supărată, încă nu știm nimica." "Ba eu știu," răspunse deodată întunecată Munteanca. "Îi sta așa bine." Omul stăpânirii trase un chibrit și și-a prinse țigara. Vitoria se înclină din umeri, se întoarse, pipăi clampa și ieși. Era amețită. Nimeni până acum nu-i deschisese lumină înspre locul acela de întuneric, care se cheamă Dorna. Deși știu, icoanele tac. Iată, dintre oameni, slujbașul regelui a fulgerat un cuvânt, care e adevărul. Acest cuvânt stătea și întrânsa, numai nu îndrăznea să-l scurme. Pe Nechifor l-au răpus răii. Își ridică în brațe cojocul de lângă ușă și se uită în jurul. Nu vedea bine din pricina lacrimilor. Își șterse genele de blana aspră. Aprodul cel bătrân și de treabă o observa în tăcere, scărpinându-și cu arătătorul mâinii stângi bărbuța albă. Cu dreapta stăpânea clampa de la ușa domnului prefect. "Ce mai vrei, nevastă? Poate ai nevoie de ceva?" "Am nevoie să-mi scrie careva o jalbă." "Se poate, de ce nu? Ce fel de jalbă? Pentru care pricina?" "O jalbă, despre omul meu care s-a dus până într-un loc și de atunci a trecut vreme și nu s-a mai întors." "Nu-i ușor lucru, dar se poate face. Eu ți-aș putea găsi un om meșter, dar trebuie să mă duc să-l caut. Slujba mea aici e una și pentru asta mă plătește statul, iar ca să caut ce-ți trebuie dumitale e altă slujbă." Vitoria îl privi zâmbind. "Socoți, moșule, că eu nu cunosc ce am de făcut? Știu eu că trebuie să-ți dau de un pahar de vin pentru o slujbă mare ca asta. Să nu te superi, dar mai mult de 5 lei de hârtie nu ți-o-i da." "Bine, dar celui care scrie jalba se cade să-i dai mai mult." "Aceluia i-o-i da 10." "Dar pentru timbru?" "O-i da și pentru timbru 10. Trebuie lipit pe jalbă." "Bine, mă duc să aduc pe meșter. Cum ți-a scrie-o el, poate să cetească și vodă și să lăcrămeze. Are acesta jalbar o întorsătură de condei cum nu se mai află. Atâta numai că e mare bețiv, trebuie să-l caut la crâșmă. Dar dumneata mă aștepți aici, nu te clintești și pregătești gologanii."
Bătrânelul îi dădu întâi o col ca și cum ar fi vrăjit-o ca să o fixeze. Apoi lăsă clampa și coborâ treptele, depănând repede din picioare. Vitoria își reluă înfățișarea încruntată și dușmănoasă. Veni jalbarul, cu cizme lustruite, cu vârguță albă și cu nasul roș. N-avea palton, umbla fudul fără haina aceasta de prisos. Se arătă disprețuitor când auzi că e vorba numai de 10 lei pentru o lucrare care cere mare pricepere și iscusință. Vitoria fugea cu ochii ei iuți de la moșnegel, care luase iar în stăpânire clampa, la nasul omului fudul și-și subție buzele cu îndărătnicie. Lăsa aprodului prețul pe care îl hotărâse, ca să nu mai fie vorbă și sfadă în loc străin, își trase pe mânici cojocul și scoborâ treptele până în uliță. Dintr-o dată luase altă hotărâre. S-a duce la un avocat, om cu mai mare știință de carte. Ori a pune în sat la măgura pe părintele Dănilă să scrie. Nu poate să fie pe lume scriitor mai dibaci decât părintele. Pe urmă, părintele știe toate cum au fost și le-a spune cu adevărat. Însă dacă nu-i multă îndoială că Nechifor Lipan ar fi fost răpus de hoți, atunci la ce folosește jalba? Cine mai poate găsi pe un om zvârlit cu capul în jos într-o fântână? Asta era apa cea neagră din asfințit. Dacă nu s-a mai aflat știre, dacă n-a mai venit veste nici despre mort, atunci lotrii l-au prăvălit în fântână. Într-așa împrejurare, adevărat că nimeni nu poate descoperi leșul mortului, dacă nu e o lumină de sus care să arate. De aceea, tot la Sfânta Ana de la Mănăstirea Bistrița, cata să-i rămâie nădejdea. Voința Sfintei a fost ca astăzi să-i vie o înțelegere. După această înțelegere, Sfânta îi va hotărâ într-un chip oarecare pe unde trebuie să meargă și cum trebuie să caute. Unde te duci, nevastă? Întrebă omul cel sprinten îmbrăcat, atingând-o cu vârguța. Ea se opri și se întoarse asupra lui. Mă duc unde mi-i voia. Întinde mâna să-ți pună întrânsa hârtiuța asta ca și a moșneagului și întoarce-te repede de unde vii ca să nu te înjunghie vreo răceală. He, dar păi pentru atâta mi-am lăsat eu actele și scrisorile? Crezi că așa merge treaba? Du-te de grabă că-i frig, îl sfătui munteanca râzând. Omul se opri mormăind o sudalmă împotriva unei asemenea muieri cu toane. Asta e o disperată, o categorisi el și vârâ în buzunar hârtia de 5 lei. Grăbind spre Han, Vitoria simțea cum o umplu gânduri și hotărâri nebiruite. Toate îi veneau fără îndoială de la locul unde îngenunchease și unde ceruse cu durere izbăvire. Parcă intrau întrânsa odată cu înțepăturile fulgilor care obiciuiau, repeziți de vânt dintr-acolo. Drumul acela la Sfânta Ana și la Piatra i-a fost de cel mai mare folos. Având întrânsa știința morții lui Nechifor Lipan și crâncenă durere, se văzut totuși eliberată din întuneric. Cum ajunse acasă, își lăsă numai o zi de odihnă, apoi începu a pune la cale îndeplinirea unei hotărâri mari. Toate erau în dosul ochilor acelora aprigi și ieșeau una după alta. S-a dus la părintele Daniil Milieș ca să puie la cale jalba către stăpânire. Părinte Danilă, i-a spus ea cu umilință, eu nu mă pricep cum ar trebui întocmită asemenea jalbă, dar sfinția ta știi toate și tare te rog să pui întrânsa, ca piper într-o mâncare, toate năcazurile care mă ustură. Să spui așa cum tot am așteptat degeaba, doar ori înțelege slujba și să umble și să caute. Bine, am să scriu, Vitorie, știu eu ce să spun. Atât am vrut, pe urmă facă ei ce-or ști, că eu n-aștept de la dânsii sprijin. Ai dreptate, cel mai mare sprijin trebuie să-l așteptăm de la Dumnezeu. Da. După ce trimet jalba, îmi isprăvesc toate câte am de isprăvit și mă duce singură la Dorna. Am și primit eu hotărâre în inima mea. N-am să mai am hodină cum n-are părăul tarcăului până ce l-o-i găsi pe Nechifor Lipan. Atunci de ce să mai scriu jalba? Așa ca să fie, să știe și alții cât mi-e de neagră inima. Mai am 5 vineri și până atunci vând ce am și strâng banii care îmi trebuie. Mă spovedesc și mă împărtășesc. Dacă a intrat el pe celălalt râm, o intra și eu după dânsul.
Poate până atunci vine vreo știre." "Părinte, asta nu mai cred. Adevărul s-a dat pe față și l-am primit de la obraz sfânt. Cuvioasa Ana numai cât s-a uitat la mine și m-a străpuns până în inimă. De la dânsă mi-au venit și hotărârile de acum." "Bine, Vitorie, dacă crezi, du-te. Asta e datoria ta." "Iau cu mine și pe băiet, să am alături o putere bărbătească. Mâine dau faurului o bucată de fier să bată din el baltag și sfinția ta vei face un bine să-l blagoslovești." "Oi face și asta. Dar ai cugetat că ai să umbli drum lung și acolo ai să întârzii? Ce faci cu fata?" "M-am gândit și la asta. Am o soră a mamei mele călugăriță la mănăstirea Varaticului. Dintre toate surorile mamei, ea trăiește acolo și o cheamă Melania. Pun într-o zi pe fată în sanie cu zestre ei și mă duc să o lepăd la Sfânta Mănăstire, la picioarele mătușei mele, Maica Melania." "Îți rămâne gospodăria așa de izbeliște?" "Să rămâie, părinte, contocmesc eu la loc. Las în seama lui Mitrea 2-3 capete de vite și spun așa: tu, măi Mitre, să ai grijă de ele și alta să nu faci decât să dormi până ce mă întoarce eu." "Asta are să-i placă mai mult decât orice." "Parcă Dumnezeu l-a îngăduit în lume pentru altceva? Ființa asta, părinte, a fost ca o pedeapsă a mamei care l-a născut. Cine știe cu ce a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, ori a soțului ei? Și-a viclenit și și-a apăsat bărbatul la greu, ori a pângărit așternutul, ori a făcut asupra lui farmece. Dumnezeu i-a dat pe Mitrea. De așa dar s-a bucurat, a închis ochii și a pierit. Iar eu duc spre soțul meu flăcău mândru și voinic. Asta e dragostea noastră din tinerețe, pe care am păstrat-o ca pe un ban bun." Astfel fiindu-i hotărârile, a făcut fără nicio schimbare, întocmai așa. În ziua de februarie 27, praznicul cuviosului părintelui nostru Procopie a încărcat în sanie zestrea Minodorei. Fata și cu dânsa s-au așezat deasupra și Gheorghiță a pișcat căluții cei pagi cu șficiul biciuștei. Copila plângea în pumni, iar obrazul maică-sii parcă era un portret neclintit. Abia după ce a fost ieșit din sat pe vale, s-a mișcat și a făcut semnul crucii răsucindu-se către soare. "Fată," a vorbit ea fără supărare, "tu să nu fii proastă și să nu te bocești pe tine. Astăzi e o sfântă luni și începem îndeplinirea hotărârii.